suficient pentru a sedimenta ceea ce s-a discutat în prima parte a activității. Vă invit să urmărim și celelalte informații prezentate de domnul Cernescu Sebastian și principiul Simes. Bună ziua! Astăzi îți voi prezenta principiile sistemului non-legal de justiție, precum și anumite aspecte relevante din metodologia SINTES. Am ales să fac această prezentare sub formă unui video, motiv pentru care vă urez vizionare plăcută. Principiile cheie sunt principiul normalității, principiul siguranței dinamice, precum și principiul SINTES. Le voi aborda pe fiecare dintre acestea, precizând principalele elemente care le definesc. Principiul normalității presupune ca privarea de libertate să nu afecteze accesul deținuților la o viață mai normală posibil, acestuia conferindu-i se posibilitatea de a lucra, de a studia, de a-și forma noi depindere, de a petrece timp de calitate împreună cu persoanele apropiate, de a lua decizii și, nu în ultimul rând, de a-și prepara propria hrană. Principiul siguranței dinamice reprezintă o metodă de lucru care presupune tratarea deținuților în cel mai uman mod posibil, prin interacțiunea cu aceștia, bazată pe oferirea de respect reciproc. Acest principiu este un indicator important al protejării drepturilor omului și presupune o bună cunoaștere a deținuților, a stării de spirit a acestora. Se realizează prin interacțiunea prelungită dintre cadre și condamnați. Siguranța dinamică se bazează pe acțiuni care contribuie la dezvoltarea unor relații profesionale pozitive între personalul de penitenciar și deținut și presupune o abordare diferită a securității, bazată pe cunoașterea populației carcerale, a relațiilor dintre deținuți și a relațiilor dintre deținuți și personalul de penitenciar. Fără întrerupere între viața carcerală și viața post-carcerală și reprezintă fundamentul care vă sta la baza centrelor de autocuzpăderire ce urmează să funcționeze în cadrul sistemului penitenciar românesc. În următorul capitol vă voi prezenta metodologia SINTES, care a fost redactată pe parcursul a 3 ședințe de grup, organizate de către reprezentanți din cadrul ANR, în colaborare cu reprezentanți din cadrul serviciilor de profanță.